știi ce am aici? O ghindă? Pe aproape. E un stejar. Știi cum? Uneori, lucrurile așa de mici, nu-ți imaginezi cum poți să creeze enormități cum sunt stejarii. Undeva în nordul Moldovei, pe aproape de Daraban, cel mai nordic oraș, se află unii dintre stejarii încărcați de legendă. Se spune că au fost puși, că au fost plantați de Ștefan cel Mare, acum peste 500 de ani. Au peste 30 de metri înălțime și 4 oameni abia reușesc să-l cuprindă. Cum pot elemente așa de mici să creeze lucruri atât de imense? Ei bine, dacă te uiți așa pe lângă un stejar, vei vedea foarte multe astfel de oportunități. Astfel de lucruri mărunte, dar care pot să creeze niște istorii până la urmă. Știi ce? De multe ori în viața noastră se întâmplă că banalizăm lucrurile mărunte, uitând că fiecare dintre ele poate să nască un stejar. Un stejar care până la urmă să crească, să fie impresionant în statură și chiar pe ramurile lui, pe frunzele lui, se scrie istorie. Vreau să-ți dau un exemplu. Unul dintre lucrurile pe care le ignorăm adesea, însă care poate să aducă foarte multe schimbare și poate să schimbe în mod semnificativ viața noastră, este somnul de vreme. Ai zice, prea devreme pentru mine, prea aproape de ora la care se culcă găinile. Ei, și dacă ai ști cât potențial este în fiecare oră pe care o petreci în somn, mai devreme de ora 12. Ei bine, somnul de vreme, 9:30, 10, poate să-ți aducă foarte multe beneficii. Dar să-ți zic ce ai putea să pierzi sau cu ce ai putea să te încarci. Cu nivel mai crescut de cortizol, asta înseamnă cu nivel mai crescut de stres, de anxietate, crește riscul de diabet zaharat, de boli cardiovasculare, depresie, anxietate, boală Alzheimer, ce-ți mai vorbim, bine n-o să-ți fie. Mai ales că vei putea să observi chiar destul de repede, scade capacitatea de atenție și cea de memorare. E puțin lucru, așa-i, să te pui la somn de vreme. 9:30, 10, prea mult, însă beneficiile sunt mult, mult peste ceea ce anticipezi. Poate să fie un lucru mărunt, însă nu-i tot una dacă e de la 10 la ora 4 sau de la ora 12 la ora 6. Diferențele sunt uriașe. Cam cum ar fi să țin eu ghinda asta frumoasă, de care mi-e tare drag, să o țin la mine pe pervaz sau să o așez undeva unde chiar există potențial să crească din ea un stejar. Ce faci cu orele tale? Ce faci cu oportunitățile pe care le ai? Ce faci cu informațiile pe care le ai? Fiecare dintre ele poate să nască un uriaș și poate să te dezvolte, poate să contribuie la dezvoltarea capacităților tale. Depinde de tine. Ce faci cu ghindele care se adună în viața ta? Începe cu ce a propus astăzi. Pune-te la somn de vreme și vei vedea dacă nu cumva ai început să sădești de fapt un stejar. Să ai somn de vreme și nu uita să îndrăznești mult și să ai grijă de lucrurile mărunte din viața ta.